există comunități de români să îl cântăm în limba română, dar și ca un spectacol fie în limba engleză. În cadrul instituției pe care o coordonați aveți nume sonore. Cine vor fi protagoniștii poveștii? Regia fiind semnată de Antoaneta Coșocaru, o tânără regizoare, scenografia Francesca Cioancă, coreografia Cătălin Caracaș. Personajele sunt interpretate de copii, de artiștii valoroși ai operei comice pentru copii, de cântăreți, de balerini. Trebuie să știți că la noi balerinii sunt artiști, sunt actori, cântăreții dansează și toată lumea cântă. Ce alte producții mai aveți în lucru? Anul acesta, opera comică pentru copii pregătește alte trei noi producții. Flautul fermecat, opera cu premiera pe 24 aprilie, Fetița cu chibrituri, balet, premiera pe 5 iunie și Aventurile baronului Münchhausen, opera... A cititorilor care să poată citi poate cărți ceva mai complexe și de proză, nu doar de poezie, pentru că și cu proza există o problemă. Se citește mai mult o proză cu minte, clasică, o poveste și cam atât. În rest, lumea nu citește, marea majoritate a publicului nu are un gust literar, nu citește după criterii estetice, ci mai degrabă informativ. Se pare ce s-a întâmplat. Sensoară Gigi cu Maria la finalul cărții sau nu? L-au prins pe criminal sau nu? Cum se rezolvă conflictul? Cam aici este nivelul publicului, cred că e nu doar din România, majorității publicului.